credeți că este bine să botezăm copiii, la pruncie sau la maturitate? Eu zic că, cum așa spune tradiția Domnului nostru Iisus Hristos, a fost botezat la vârsta de 33 de ani și jumătate. Nici de cum de copil mic, cum se naște. Pentru că nici copilul ăla, când se naște, nu știe ce e la botez sau nu știe ce e apă. Iar, în general, așa ne spune și cuvântul lui Dumnezeu și Sfânta Biblie, care este o singură Biblie, nu 10, și spune... Botezul trebuie să fie făcut la vârsta mare. Probabil că cel mai bine e să fie încreștinați când sunt mici. Când sunt mici, bineînțeles. Păi așa e frumos. Atunci când s-a născut. Pentru că atunci să primească, să fie un bun credincios. Atunci să primească harul botezului, să primească Sfântul Botez, atunci din pruncie. Când sunt mici, totuși. Pentru că de obicei așa se face, nu? De când mă știu eu.